Patru cazuri de persoane infectate cu malarie au fost înregistrate în ultima lună la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș, la cetățeni români care au călătorit în Zanzibar. În acest context, reprezentanții Societății Române de Boli Tropicale și Medicina Călătoriei, precum și ai Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș, au atras atenția asupra importanței realizării tratamentului profilactic împotriva malariei, precum și altor boli specifice atunci când sunt programate călătorii în zone endemice. Pe această cale, specialiștii lansează un apel către publicul larg, subliniind importanța informării medicale corespunzătoare în legătură cu călătoriile spre anumite destinații turistice. De asemenea, agențiile de turism sunt îndemnate să îndrume turiștii către cabinetele medicale specializate în boli infecțioase și medicina călătoriei, pentru a obține informațiile medicale necesare înainte de plecarea în călătorie. Semnalele și simptomele malariei pot include febră, frisoane, dureri de cap, dureri musculare, diaree, precum și alte manifestări. Specialiștii afirmă că diagnosticul malariei se realizează în urma unor analize specifice ale sângelui care se fac în unități medicale specializate. Specialiștii avertizează că întârzierea în prezentarea la medic în cazurile de malarie poate fi extrem de periculoasă, putând duce chiar și la deces. Malaria este o boală transmisă prin înțepătura țânțarului în zonele endemice, relatează RomaniaLiberă.ro.